Darts Regalul open. Dartsului, firstly, would you please welcome to the stage from England, James Beaton. Charlie Costorfin anunță numele jucătorilor ce vor părși pe scenă pentru această semifinală a Romanian International Darts Open. Îl avem în imagine pe James Beaton, un jucător de 20 de ani, un jucător excepțional. La doar 16 ani a devenit cel mai tânăr jucător din PDC, care a reușit să închidă un joc perfect, să facă un joc perfect, un nine darter, echivalentul unui 147 din. And ladies and gentlemen, please welcome his opponent, the man they call the teacher, Romania's Laszlo Kadar. Laszlo Kadar. Iată cum este primit. O performanță din nou deosebită. Am mai ajuns în 2020 în finala acestui turneu. A pierdut atunci de la galezul Nick Kenny cu 6-4. Este foarte iubit, un jucător de 53 de ani din Târgu Mureș, așa cum vă spuneam, porecla sa este The Teacher, fiindcă este profesor de educație fizică la o școală din Târgu Mureș. Iar în restul timpului său este taximetrist pentru a-și rotunji veniturile și jucător de darts, iată, cu mare succes. Este campion național în 2021. Ambii jucători sunt aruncători de mâna dreaptă. Un pic atipică aruncarea lui Beaton. În acest match favorit pleacă englezul. Figură. Thank you, ladies and gentlemen. First leg. It's Laszlo to throw first. Game on. Fie la fel și Loții. Haide, Loții. Va avea prima aruncare în acest match. Al primul leg. 100. Începe foarte bine cu 100 de puncte. E important pentru orice jucător să încep bine un meci. Iată că și James începe și 129, două triple de 20 și foarte aproape de tripla de 19, reușește doar triplul 3. Și atunci scorul este de 140. Loții. Foarte bun începutul, 6 săgeți foarte bune pentru Loții până acum, îi pot da încredere. 68. Rapid acest James Beaton pare și ar trebui să-i prindă frica acum lui Loții, care reușește un 940. Priviți media sa de până acum, 126 de puncte pe 9 săgeți aruncate, pe 3 aruncări, excepțional până acum. 100. James Laszlo, you require 121. S-a așteptat să aibă parte de un meci greu de la început. Să sperăm că Loții va reuși să păstreze 89. 81, rămâne cu 40 de puncte. Are timp. 32 de puncte. Are timp pentru că James Beaton este la 204 puncte. 84. Laszlo, you require 32. Cel puțin. Game shot on the first leg. Foarte Laszlo bine, Kadar. Second leg. Foarte it's James bine. To throw first. Excepțional game on. O medie de 115 până acum. 60. O aruncare ratată pentru Loții în primul la prima mână acestui leg. 96.
96, James Beaton. În sală s-a făcut brusc. 100. Toată lumea așteaptă o evoluție bună. Cel puțin partea românească a sălii. Încerc să-mi dau seama cam care e priza lui James Beaton pe această geată. Pare să țină 140. Două degete în aruncare. Loțica, dar reușește un scor acum foarte bun. Este puțin în fața lui Beaton. 96. Aruncare, practic i-a furat prima mână. Acum cu un scor mare, Loți ar reuși să fie din nou în fața 41. Lui, reușește doar un pas. James Rakai, 149. Rămâne cu 60 de puncte. Loții vine din spate acum cu 140. Presiune James pe Rakaia, 60. Englez. În acest moment, Loții reușește un scor foarte mare și știe că dacă ratează, dacă greșește, Loții s-ar putea să ia un avans important. Ratează prima săgeată la dublă. O ratează și pe cea de-a doua. Iată ce înseamnă. Last one you require, 40. Foarte bun scorul reușit de Loții cu o mână. Game shot in the second line. Laszlo Kadar. La 2 la 0. Știa cât de important a fost momentul. Third leg, it's Laszlo to throw first. Game on. Jucător sponsorizat, jucător profesionist. A demonstrat 81. Loții toată ziua că joacă foarte bine, a eliminat jucători foarte buni. Fifty-eight. Din nou s-a făcut liniște, din nou așteptăm cu sufletul la gură să vedem ce face băiatul nostru de la Târgu Mureș. Dacă observați mimica lui James Beaton s-a schimbat. Atunci când aruncă 95. Are altă mimică. Pare să înghită în sec când aruncă. Asta înseamnă teamă. 27. Se și crispează puțin. Ceea ce este bine pentru noi, pentru Loții. 57. Din nou în față în acest leg. Care a început cu aruncarea sa. 140 pentru Beaton. Ar trebui să răspundă și Loții cu un scor mare pentru a se duce cât mai aproape de dublă. 60 e bun. Îl lasă în zona de închidere. 150 de puncte rămase pentru Loții, 176 pentru Beaton. Nu poate decât să 82. That's all you require. 150. A reușit să intre acum în acea zonă. Rămâne cu 94 de puncte. 180. James, you require 94. Rămâne cu 32 de puncte din nou. O dublă care îi place. Această dublă de 16. Și James Beaton reușește ceva 66. Bun acum. Însă Laszlo you require 32. Care putea câștiga legul și pentru a reduce din handicap. Ratează sectorul de dublă Loții, ratează și cea de-a doua săgeată. Prima săgeată în no score. Cea de-a doua. James you require 28. În plin. A ratat un moment important din acest meci. Loții se putea desprinde la 3 la 0, medie de 100,20, o medie excepțională. Game shot on the third leg. James Beaton. Pare el cool așa, cere atenție, însă i-a trecut glonțul pe la ureche și el știe foarte bine. Fourth leg, it's James to throw first.
Game on! Lații se putea desprinde la 3-0. Nu-i nimic. Continuăm. 125. Beaten. Și 100 pentru Lotti. Eu spuneam, avantajat este jucătorul 48 care începe jocul. Lotti și-a pierdut jocul pe aruncarea sa. James Beaton a reușit break-ul acolo și ar putea avea prima șansă să facă 2-2, să egaleze scorul. 125. Brusc a redevenit curajos Beaton. Foarte bine, Lotti. Stăm foarte aproape de James Beaton la puncte. Să vedem ce reușește la această mână. Este o mână foarte importantă. Cea de sub 200 de puncte. O aruncare bună te duce foarte repede în zona de închidere și Lotti reușește acest lucru. 81 de puncte. James should require 154. Nu i-a venit să crede de ce a aruncat Lotti. Rămâne în dublu 12. 24 de puncte. A încercat două triple de 19 Beaton. 54. Laszlo, you require 24. Nu prea bine să cred. Și sper să dea Lotti această dublă pentru a se duce la 3-1. În sfârșit. Și sala Iată și colegii de club. Helios Darts Club Târgu Mureș. Două cluburi mari și puternice la Târgu Mureș. 81. Iată ce înseamnă presiunea. Iată ce înseamnă să ai un răspuns perfect. Gary Stone a fost foarte aproape să simtă ceea ce simte James Beaton acum. A fost totuși un meci mult mai strâns decât cel de dinainte. 28. Toți a reușit două scoruri destul de bune, un 81 și 65, un 60 acum. Stă în zona sigură, chiar și cu un scor mare al lui Beaton. 29. Nu l-ar aduce foarte aproape, doar 29 de puncte James. Acum ar trebui să profite Lotti. 45. Și el să simtă presiunea apropierii de final. 58. N-a fost cazul, nu l-am văzut de foarte multe ori pe Lotti să fie temător de victorie. 100. Iată, revine acum cu un scor bun. 217 puncte diferență. 134. Laszlo, you require 130. James Beaton, însă nu de ajuns de bine cât să pună probleme. Deocamdată 20 de puncte până acum, 40 de puncte, rămâne în zona de sub 100, 90 de puncte rămase pentru Lotti. Și acum vine partea frumoasă, partea în care avem emoții. 81. Laszlo, you require 90. Intre în zona din care se poate închide jocul din 3 săgeți. 65. Ce aproape a fost. James should require 132. Sectorul de 20 de puncte. A jucat
pentru centrul roșu, pentru Bullseye, l-a ratat de foarte puțin. A rămas cu 25 de puncte. 52. A încercat o combinație. Last night you required 25. Însă nu a reușit. 25. 16 puncte rămase acum. Game, shots, and the match! Laszlo Kara! Excepțional! Bravo, Loti! Avem un jucător în finală. Îl va întâlni pe Gary Stone. Iar noi luăm o pauză și revenim imediat. Rămâneți cu noi!